În ediția din această seară vă prezentăm un caz care ilustrează perfect o veche zicală populară, conform căreia banul este ochiul dracului. Un bătrân de vreo 84 de ani, dintr-o comună din județul Olt, bătrân care locuia singur de mulți ani, a fost găsit decedat în propria locuință. A ieșit la iveală o poveste despre furie, pedeapsă, lăcomie și crimă. Cine l-a găsit pe el mort în casă? Ionuț. Fiul dumneavoastră se știa bine cu el? Da. De fapt, l-am trimis miercuri seara, prima dată, să-i ducă niște clătite. Zice, ce să fac, mai intru, nu se vede nicio mișcare în casă, doar televizorul aprins, nu e lumină, zice, omul poate doarme. Zic, întoarce-te înapoi, nu-l mai deranja. Era aproape 10 noaptea. A venit înapoi și vinerea, când noi ne duceam la biserică, l-am trimis, zic, du-te și du-i și luneaghiță, făcusem o mâncărică și zic, du-i și lui să mange. Când s-a dus, eu am văzut că întârzie și nu mai venea. El zice că a intrat, a strigat, niciun răspuns. A deschis ușa, niciun răspuns din nou. Când s-a uitat pe geam, l-a văzut în casă. Culcat în pat, așa cum el dormea ziua. Adormea. Și ce odată m-a străfugerat ceva, zice, ceva se întâmplă. Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de tribunalul Olt, am constituit o echipă de cercetare complexă la nivelul serviciului investigații împreună cu acesta și am desfășurat activități specifice în cauză. La nivelul părții de acces în curte n-au fost găsite urme de forțare, nici la nivelul ușii de acces în locuință. Geamurile erau închise, în interior n-au fost găsite urme de răvășire. În locuință era un miros puternic de fum. Cum a fost găsit bătrânul? Bătrânul a fost găsit pe un pat. Cadavrul era într-o stare avansată de putrefacție. Nu era învelit, era pur și simplu întins pe pat. Nu prezenta niciun fel de urme de violență. La prima vedere nu părea să fie un caz suspect de omor. Fereastra camerei era închisă, ușa de la cameră la fel am găsit-o închisă, dar fără urme de forțare. Noi, criminaliștii, tot am procedat la ridicarea unor probe biologice de pe cadavru, chiar dacă nu era niciun element care să ne ducă la faptul că acolo a fost o moarte violentă. Am descoperit că tablița de la sobă era închisă și să nu se pierdă căldura, ea se închide, numai că lemnele din sobă încă nu erau arse, să zic, în proporție de nici 50%. Aspectele din camera unde a fost găsit cadavrul duceau la o concluzie preliminară că moartea ar fi survenit din cauza intoxicației cu dioxid de carbon. În luna august 2021 eram de serviciu, eram schimbul 2 la sediul Poliției orașului Balș și am fost anunțat de ofițerul de serviciu că este o persoană la intrarea în unitatea de poliție care dorește să discute cu un ofițer de la investigații criminale. Mi-a spus că dorește să denunțe o crimă. În august am denunțat. Păi, aprilie 4, august e luna 8, deci 4 luni de zile. Luni. Ce te-a oprit să te duci la poliție? Frică. L-am lăsat să-mi povestească ce s-a întâmplat. În primele 5-10 minute ar fi fost așa o poveste science fiction. Adică dacă discuția se întrerupea după primele 5-10 minute, nu i-aș fi dat crezare. Ulterior, după ce a terminat el de povestit ce avea de povestit, pot să spun că l-am crezut în proporție de 99% că este un caz de crimă. Ian Cujianu este numele unei comune din județul Olt, comună la care sunt arondate mai multe sate. Anul 2021 a rămas în memoria localnicilor, cu siguranță până la sfârșitul vieții lor. În luna aprilie, un sătean în vârstă de 84 de ani a murit. Toată lumea a crezut că a murit de bătrânețe. Abia după 4 luni, când au văzut satul plin de polițiști, au aflat că de fapt fusese comisă o crimă.
Nu s-a așteptat nimeni ca el să fie omorât. Toată lumea a fost surprinsă. Satul Preotești este unul dintre cele mai liniștite sate din comună. Este un sat alcătuit preponderent din persoane de vârsta a treia, liniștite, care își văd de viața lor de zi cu zi. Cel decedat era o persoană în vârstă de 85 de ani, care locuia singur de aproximativ 3 ani. Îi decedase soția și rămăsese singur. Îl cunoșteam din vedere pentru că pe strada respectivă de obicei trecem cel puțin o dată pe zi atunci când ne efectuăm serviciul de patrulaj și intervenție la evenimente. Știam că e o persoană bătrână, avea și ceva dificultăți de deplasare, în sensul că se deplasa mai greuț și folosea de obicei un bastonaș. Dar era un om liniștit, nu părea să aibă probleme. Era un om gospodar, își făcea singur treburile prin curte, deși era o persoană care se mișca foarte greu din cauza bătrâneții. Totuși omul se descurca și își avea grijă de gospodăria respectivă. Era de altfel o persoană credincioasă, mergea în mod frecvent la Biserica Adventistă. El era ajutat de vecini, dar cel mai mult îl ajuta un bărbat care locuia în municipiul Craiova și care fusese adoptat fără forme legale, adică luat de suflet de soția care îi decedase. Fusese crescut de soția sa. Din acest motiv s-a hotărât să îi lase lui toată averea, respectiv casa, anexele. Îi promisese bătrânul ceva, îi promisese că îi lasă moștenire, casa și toate ce... testament. Făcuse moșul testament. Moșul a vrut să-i facă act de vânzare-cumpărare, dar dacă el n-a vrut, de ce să mai bagă peste el? Și moșul i-a făcut testament. Inițial, relația dintre ei era foarte bună. Persoana respectivă îl vizita periodic, îl ajuta să-și ridice pensia în fiecare dată de 14 a fiecărei luni. Se deplasa din Craiova la domiciliul victimei, îl însoțea în orașul Bal și își ridica pensia, îl ajuta să-și facă cumpărăturile și se îngrija efectiv de victimă. Relațiile dintre ei s-au răcit la finalul anului 2020, întrucât i se suspendase dreptul de a conduce autovehicule, fusese depistat băut la volan. Din acest motiv apelase la o altă persoană care îl transporta cu autoturismul din Craiova la domiciliul victimei. De mult când mergeam în Italia, iar mergeam în Spania și ne-am cunoscut pe autocar. Păi ne-am scris unul la altul pe internet, salut, ce faci? Bă, chiar vreau să te cunosc. Păi tu ai carnet? Am. De ce? Păi știi că eu nu am carnet și mi-ar trebui șofer și... Cu asta ne-am împrietenit și m-am dus șofer pe mașina lui. Făcea de toate. Și zidărie, și faianță, și gresie. Și îl ajutam și eu pe el, că mai îmi dădea și mie câte un ban, ce să spun, că nu... Așa degeaba cine să duce. Ce fel de om era el? Așa era un băiat cu minte. Muncitor. Avea probleme cu băutura? Da, avea. Da? Avea mult. De el de ce a rămas fără permis de conducere? Din cauza băuturii. S-a urcat pe sensul giratoriu, a rupt mașina. Ce alcoolemie i-a găsit? Înțeles că 2,6. După ce v-ați întors și ei deveni șofer, da. Ai ajuns și la taicăsul, Vitrec, să zic așa, la bătrânul ăla? Gheorghe. Așa. Ne duceam pe data de 13 când lua el pensia, și îl plimbam pe la Balș, își făcea și el cumpărături, își plătea telefon, televizor și avea... Că am înțeles că avea moșule că o pensie destul de bună. Și în ianuarie, când am fost pe 13 ianuarie, moșul cumpărase niște lemne. Și zice lui Florin, bă, Florine, ia să-mi dai și mie niște bani ca să plătesc și eu la lemnele astea. Și Florin a zis, bă, dar nu țăru, cine să-ți dau bani? Tu ai 24 de milioane pensie. Te duci, dai la biserică, că era aventist moșul. Mai dai și acolo la biserică iar câte 3 milioane. Ai un nepot pe la Moldova, pe la Piatra Neamț. Mai dai și la 3 milioane jumate. Vezi, Doamne, că e amărât, că nu poate să muncească, că are 50 de ani și să-ți dau eu, care am fata acum, că trebuie să iasă și mie, să-ți dea licența.
că mi-a să fata doctor și eu am de unde să-ți dau bani. Moșul s-a supărat pe el. Victima a fost deranjată de acest lucru și a luat hotărârea să revoce acel act pe care l-a făcut inițial cu persoana din Craiova și găsise un tânăr din sat care frecventa, la fel ca și victima noastră, biserica adventistă din zonă. Spunea că nu vrea să-i lase casa fiului Vitreg pentru că nu are grijă așa cum ar fi dorit dânsul de el. Și venind tot timpul la biserică, băiatul meu fiind în perioada aceea acasă, a avut nevoie să-l ducă pe la Balș ca să scoată pensia, să-și facă cumpărător, omul pe la Jianu și fiind liber, l-a dus cu mașina, de câte ori apela la el, tot timpul servea, nu i-a luat nici bani până la Balș și înapoi și omul i-a plăcut. Și mi-a spus băiatul într-o zi, zice, mami, zice, Neghiță, vrea să am eu grijă de el, să-mi lase mie casă. Și zice, nu vreau să mă bag. Nu l-a mai chemat moșul pe Florin nici în februarie, nici în martie. Să ne mai ducem să facă el cumpărături și... Moșul a vrut să-i spargă testamentul, să-i facă la un băiat de acolo, din sat. În ziua respectivă, de 14 aprilie 2021, dimineața, bătrânul s-a dus cu tânărul din sat, a mers în orașul Balș, la un cabinet notarial, pentru a face demersurile să revoce actul inițial. S-au dus la Balș, l-a scos omul pensia din nou, a făcut cumpărături, s-au dus la notar, au făcut actele, doar că notarul nostru de aici, de la Balș, nu le semnează imediat pe loc. A zis, veniți luni ca să le semne. În ziua în care a fost omorât, l-ar fi sunat bătrânul să-i spună că a lăsat actele la notariat ca să-i desfacă contractul de-l făcuse pentru locuință, pe motiv că în ultimele luni nu mai trecea pe la el. Fiul adoptiv a luat hotărârea să se deplaseze la locuința bătrânului. În acest sens a apelat la martorul denunțător, care avea permis de conducere, precum și la un alt tânăr, în vârstă de 17 ani, dintr-o comună din județul Dolj. Pe la 8 îmi zice, bă, Dane, uite că trebuie să mergem la Neghiorghe. Eu? Păi de unde te pori mila de Neghiorghe acum? Îți veni așa de Neghiorghe? Bă, am înțeles că e bolnav săracu, să-i ducem niște pastile. Bine, bă, hai că mergi. Pe drum au vorbit ceva în mașină? Nu. Nu vorbeau amândoi, avea o raniță neagră în spate el. Rucsăcel. Rucsăcel micuț negru. Și... vedeam eu că îi spunea copilul câte ceva. Vezi, ai grijă de alea. Dar ce alea, nu știu. Bă, Dane, știi că moșul e supărat pe tine. Nu vrea să te vadă, Neaghiță, că el e supărat atunci de banii aia. Că ei zic că nu ți-a dat banii de motorină și nu vrea, Neaghiorghe, să stai de vorbă cu tine. Dar du-te și tu și ia niște bere până intru eu cu copilul să-i duce pastilele. Martorul denunțător a rămas în autoturism, iar cei doi au intrat în locuința bătrânului. Când au intrat în casă peste moș, i-a dat cu spray în nas. A tap ca moșul să facă. Au! Apoi tânărul de 17 ani i-a imobilizat mâinile, după care autorul cu o bucată de pungă, de celofan, i-a obturat căile respiratorii, i-a pus punga pe față și i-a obturat atât gura cât și nasul. Am avut un sac albastru de pungă, de amenajer, să-i bag pe cap. Alaibă, bă, că voinic n-a putut să-i bag pe cap la moș. Păi și ce-ai făcut? Cum ai făcut? Zic că l-a prins de mâini și l-a ținut de mâini și i-am băgat punga aia pe gât și am băgat pungă în gură. Și a ținut punga în gură până a murit. Și la urmă a zis că au șters acolo, a făcut foc în sobă, are soba, avea astupătoare. A băgat tabla astupătoarea la sobă și a lăsat ușa deschisă să iasă fum. În casă. De ce a lăsat asta? Ca să... Că a murit de fum, ce știu eu. Au blocat coșul cu o bucată de tablă și au deschis și ușița de la sobă. Tot fumul a ieșit în cameră. Au încercat să disimuleze fapta de omor într-o intoxicație cu monoxid de carbon. S-a urcat în mașină, dar mânușile le-a băgat în geantă. În rucsăcelul ăla. A zis în mașină el la copil. Copilul s-a stat cu mine în față și el stătea în spate.
și-a desfăcut o bere. Și-a zis o prostie, bă, face așa, așa, ai văzut cât de greu a murit? Au, Doamne, zic, când am auzit așa, mi s-a ridicat părul în cap, mergeam cu mașina numai așa, din șanț în șanț. Bă, dar tu nu știi să mui mai tare? Zic, lăsă-mă, mă, dracu, zic, ce vorbă e asta pe tine? O, bă, că am glumit. Dar copilul îi zice, bă, nea Florine, taie-le mai mici. Ai, adică bă, să vorbească mai puțin? Da. Au folosit ambii mănuși sterile. Și mănușile și spray-ul iritant lacrimogen, precum și folia de plastic, au introdus-o într-un rucsac și s-au deplasat cu același autoturism la liziera unei păduri dintr-o comună învecinată municipiului Craiova. Iar aici, în locul acesta, am fost găsit rucsacul autorului, care ulterior l-a recunoscut, însă obiectele pe care le-a folosit la comiterea faptei nu se mai aflau în interior. Nici mănușile, nici spray-ul iritant lacrimogen și nici punga aceea pe care a folosit-o. Dar autorul și-a recunoscut ca fiind rucsăcelul pe care l-a avut atunci. A recunoscut rucsacul ca fiind al lui. La făcăi, în pecul ăla, bă, ia oprește un pic. Și aici, bagă în pecul. Du-te să-mi ia patru beri, elu, un suc și țigări. Ce, dar tu mai ai bani la tine? Zic, am, de ce? Păi, dă-i 2.200.000, elu. Că pe urmă l-am întrebat, ce însemna banii aia? Diferența până la 1.000 de euro, că el a plătit copilul cu 1.000 de euro să ducă cu el, să-l ajute la moș. Dimineața, hai, bă, să mergem la muncă. I-am dus la muncă, în mașină, pentru că l-am întrebat, bă, ce ai făcut, sară? Cum ai? Mi-a spus tot, mi-a povestit. Bătrânul a fost găsit după 2 zile, chiar de tânărul căruia intenționa să-i lase averea, tânărul din sat. Tânărul respectiv a venit să îi bage focul în sobă și să-i aducă alimente. Ce ați crezut că s-a întâmplat? Eu una pot să spun că n-am crezut că a murit de moarte naturală pentru că nu avea cum, pentru că omul nu suferea de nimic. Am început să plâng de necaz cu un om care n-a făcut rău nimănui, bine a putut să facă, să fie omorât și de cine? Pentru ce? Pentru o căsuță de... sau un loc acolo de 200 de milioane sau cât costă. În casa din spatele meu și-a trăit victima aproape întreaga viață și tot aici a și murit. Din păcate, în condiții greu de imaginat. Bărbatul pe care se hotărâse să-l considere drept fiul său i-a luat viața fără milă și fără pic de remușcare. Inițial, în cauză a fost reținut autorul care era minor la data comiterii faptei, a colaborat cu organele de anchetă și astfel am ajuns și la cel de-al doilea autor, care de fapt a fost și cel care a inițiat. Cel de-al doilea inițial a negat implicarea lui, dar fiind pus în fața dovezilor evidente, nu a putut decât să-și recunoască faptul. A venit rezultatul histopatologic. Acesta a evidențiat faptul că în sânge nu a fost găsit monoxid de carbon. Neavând cunoștințe de criminalistice sau criminologice, nu au înțeles că în sângele cadaveric nu va fi găsită carboxihemoglobina, motiv pentru care vor intra la o infracțiune de omor și nici de cum la o moarte suspectă determinată de defecțiunea unei sobe. În perioada asta, până când s-a descoperit că de fapt este vorba despre o crimă, l-ați mai văzut pe băiatul lui, pe fiul lui Vitrec, pe aici? L-am anunțat chiar vineri seara când l-am găsit. I-am spus să vină, că am murit neaghiță. A zis că nu vine, că nu poate, că e bolnav. După aceea a zis că să ne ocupăm de mormântări, că nu ne-a făcut acte. I-am spus, n-am rămas un moștenitor, totul ești. Poți să vii să te ocupi în continuare ce trebuie, pentru că actele nu se semnează. Și zic, nu avem de ce. Și a zis, nu, îngropați-l, descurcați-vă, faceți ce vreți. Profilul psihologic al autorului principal era unul obișnuit, sau cel puțin încerca să pozeze într-un om care făcea parte dintr-o familie normală. Avea acasă o soție, o fiică, doctor cu profesia medic. Autorul, pe parcursul cercetărilor, am stabilit că era homosexual și chiar îi plăceau tinerii băieți pe care îi plătea în schimbul favorilor sexuale.
Avea înclinații spre pedofilie? Da, din dosarul acesta s-a dijuns și s-a trimis către DICOT, structura teritorială Craiova, și s-a declinat pentru pornografie infantilă. A avut cumva relații și cu cel pe care l-a solicitat să meargă cu el la comiterea faptei? Da, ulterior, tânărul, cu ocazia audierii, ne-a recunoscut că întreținuse și el relații sexuale cu autorul. L-ai bănuit vreodată că ar avea înclinații spre relațiile cu alți bărbați? Cred că da. Că odată, când a fost aici la mine acasă, era băut rău și m-a pupat pe față. Și pe urmă m-am... Te-a pupat pe față? Da, și pe urmă m-am mușcat de față, mi-a dat sângele. Dragoste mare. Și atunci tot mă împingea așa, zic, ce dragi ai, stai potolit. Și dacă el nu s-a potolit, să stea potolit, atunci i-am dat așa, cam în dreptul ficatului, dar i s-a fisurat trei coaste. Și în instanță, și în anchetă, el a afirmat că ați avut relații. Da, da, așa a spus. Și nu este adevărat? Nu. Ce a zis? Că eu i-am făcut denunțul din cauza gelosie pe el. El a-i prost cu capul. Băi, băiatule, zic, tu ai nevastă, farmacistă, ai fată doctor, ai atâta vin că ai tu în capul ăla. Îți faci familia de râs, dracu, prostule. Și uita la mine și nu știa nimic și l-am întrebat în fața instanței. Și uita la mine, de ce n-am curaj să zică mie atunci în fața instanței, să fi zis? Că așa era legat, era arestat. De ce nu mi-a zis atunci? Martorul denunțătorului ne-a spus că nu mai putea să mai doarmă noaptea din moment ce luase la cunoștință de comiterea unui omor și că se simțea cu conștiința îngreunată și din acest motiv s-a ușurat practic în momentul când a spus organelor de poliție despre fapta pe care o aflase de la autor. Atunci mi-a luat curaj, m-am dus și am spus lui nevastă sa. Și nevastă s-a zis, vai, doamne, da, nu cred eu să facă bărbatul meu așa ceva, eu am un om cu minte, am... Doamne, nu știți ce a făcut. O să vă convingeți. Încadrarea faptei a fost de omor calificat. S-a reținut premeditarea pentru că autorul era interesat să ucidă victima, deoarece aceasta îi lăsase întreaga avere. El a primit 24 de ani la instanța de fond, la tribunalul Olt. Ulterior, la curtea de apel, s-a majorat această pedeapsă la 27 de ani. Inculpatul minor nu a cunoscut situația de la început. N-aveam cum să-i reținem lui premeditarea, necunoscând situația și are de gând să facă autorul efectiv la casa rudei sale. El a primit 8 ani, da, într-un centru de educare, reeducare. Ți-e teamă că va ieși și se va răzbuna că l-ai denunțat? Aia da. Da? Aia da. După 18 ani poate să intre în comisie de liberare condiționată. Până de acum până 18 ani. Trece apă pe zi la vale. E mult până mâine. Casa pentru care a muncit toată viața și în care bătrânul voia să-și trăiască în liniște și pace ultimele zile din viață, s-a transformat într-un loc al terorii. Cel căruia se hotărâse să-i lase moștenire întreaga lui avere s-a dovedit, de fapt, a fi un criminal fără scrupule. Se dovedește încă o dată că atunci când este vorba despre bani, despre avere, unii dintre semenii noștri se transformă în adevărați monștri.